Salutare lume, bine ați revenit la o răsfoială de benzi desenate, pregătit așa o grămadă organizată, 5 volume, seria Reckless, apărut în acest format HC ca original graphic novel, nu au apărut în formatul de comic book, scrise de Ed Brubaker, Sean Phillips, iar la culorii Jacob Phillips, fiul lui Sean Phillips. Cei doi, Ed Brubaker, Sean Phillips, mai au destule serii interesante și la Marvel, dar și la Image Comics, spre exemplu Kill or Be Killed, Criminal, la Marvel nu știu să vă spun că mai îmi vin în minte acum, la DC Comics parcă au Gotham Central-ul, o serie tot așa cu detectivi. Și seria asta are în rol principal un detectiv, Ethan Reckless, vi-l arăt imediat. Acesta e personajul principal, este un fost agent FBI care se ocupă de cazuri mai speciale, este un investigator, nu neapărat un detectiv cu licență. Acțiunea din prima carte se petrece în 1981, iar treptat ca un epilog se termină în 2004. Acesta este cinemaul, iar partenera lui, domnișoara din imagine, Ana, se ocupă de preluarea cazurilor, dar în general el spune ce caz ia sau nu. Clienții află numărul lui de telefon, numai așa îl pot contacta. Nu se văd față în față de când e gata să preiei cazul. Na bun. Ăsta e artwork-ul, e chiar super fain. Povestea asta are legătură cu o cunoștință de-a lui mai veche, unde aflăm și despre trecutul lui mai multe, un roman care face un pic introducerea personajelor, dar și cazul e destul de interesant și se termină așa cu un plot twist la care nu te aștepți. Caz care el chiar nu vrea să-l preia. Artwork-ul arată super bine. Așa. Nu-i foarte subțire. Așa. Ăsta e primul volum, Reckless, Friends of the Devil. Continuă cu investigațiile. De data asta, acțiunea e în 83 parcă. Artwork-ul nu se schimbă pentru că rămân aceeași. Așa, în 85 am greșit. Încă un caz de ăsta mai ciudat. Destroy All Monsters, volumul 3. Ideea e să le citiți în cum vi le prezint eu, pentru că în acest fel vedeți și evoluția personajelor, relația dintre ele, cum evoluează, cel puțin între Ana și Ethan. Ia să vedem. Uite ce bine arată artwork-ul. Tot timpul avem așa un pic de introducere la volum, dar nu de foarte multe detalii. Așa, ăsta este în 88 acțiunea. Din nou un caz de ăsta mai special. Follow Me Down. Astea două cred că le-am încurcat. Așa vine ordinea. Asta fiind volumul 4. Și am crezut că le-am pus în ordine. În acesta mai mult acțiunea are în rol principal pe Ana.
Ethan Reckles nu prea apare în acest volum. Preia ia un caz care crede că e mai simplu, dar se pare că nu e chiar așa. A, să vedem când e acțiunea în ăsta. Cred că nu mai scrie anul. Sau o scris undeva. Nu-mi dau seama. Așa. Și ultimul volum, care este și concluzia la serie cu un epilog, Follow Me Down. Aș fi preferat să fie mai multe în seria asta, dar ar putea introduce câteva volume printre acestea. Acțiunea se petrece prin 90. Da, nu mai știu exact. În 89, dacă am greșit. Și după aia facem un time skip ca și concluzie până în 2000. Cam acesta a fost videoul. Nu m-am băgat prea mult în ele pentru că nici nu vreau să dau spoilere. Eu vi le recomand cu cel mai mare drag dacă vreți să le citiți și dacă sunteți pasionați de acest gen. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!